Pentru a reduce efectele nocive ale sedentarismului, se pare că există anumite soluții care chiar funcționează. Iată câteva sfaturi pentru un stil de viață mai sănătos. Spre exemplu, poți face o plimbare ușoară de 5 minute la fiecare jumătate de oră de stat pe scaun. Aceasta este concluzia cheie a unui nou studiu. În urma unor teste s-a concluzionat faptul că 5 minute de mișcare ușoară este singura strategie care a redus substanțial nivelul de zahăr din sânge a celor care stau toată ziua nemișcați. Această strategie a redus de asemenea tensiunea arterială cu 4 până la 5 puncte, iar plimbările mai scurte și mai puțin frecvente au îmbunătățit la rândul lor tensiunea arterială, chiar și o plimbare ușoară de un minut la fiecare oră a redus tensiunea arterială cu 5 puncte. Pe lângă beneficiile pentru sănătatea fizică, au existat inclusiv beneficii pentru sănătatea mentală. În timpul studiului, participanților li s-a cerut să-și evalueze starea mentală, completând un chestionar. Concluzia este că acea plimbare ușoară de 5 minute la fiecare jumătate de oră a redus senzația de oboseală, dar i-a și bine dispus pe oameni. Odată cu migrarea către muncă de la distanță, oamenii sunt mai puțin înclinați să iasă din casă. Deci este clar că sunt necesare strategii pentru a combate o problemă de sănătate publică în creștere din secolul 21. Studiul a oferit de asemenea îndrumări clare a angajatorilor despre cum să promoveze un loc de muncă mai sănătos. În prezent se testează peste 25 de strategii diferite pentru a compensa efectele negative. Cercetările în domeniu sunt importante în contextul în care în 2023 foarte mulți oameni stau pe scaun toată ziua în timp ce lucrează. Găsirea de strategii Strategii alternative care să producă rezultate comparabile poate oferi opțiuni diferite și, în cele din urmă, le poate permite oamenilor să aleagă strategia care funcționează cel mai bine pentru ei și pentru stilul lor de viață, relatează playtech.ro.